De obicei, clienții de la acvarii erau aici. Să înțelegi. Eu te-am ajutat. Deci, mă rog, ca să înțelegi ca ce sunt, înțelegi trebuie ce să iei două. Dar nu eu poți să trag cu ochiul puțin? Mă, n-ai voie. Nu știu ce e aici. Măi, ai luat da? Doar una, mai ia una cu curaj, că dacă tot ai luat-o pe prima. Băi. Ia, acum... Acum ia vezi. Nu știu. Am înțeles. De pui, habar n-am ce bine, e. Am bine, am înțeles. Așa. Nu vrei să spui că ți-e rușine, da? Nu, e miroase a... carne. Ceva, putrefacție. Da. Ai trecut pe lângă vierni, tot e ceva. Nu te cred. Am mai auzit noi pe aici. Nu mai vreau, hai să oprim, nu mai. Dacă de sunt cu vier, nu vreau. De ce? Frică. Bagă mâna, că acolo nu. Bagă mâna. Dar ce faceți pe aici? Aici? Da. Haide, mă, Marta, mă. Pe ce ai? Nu mai pișcat. Nu te-am pișcat, că uite-ți aici. Are fioară de pui. Bine, hai să vedem. Mamă, nu cred. Fii atent că s-a descompusă, mori, uitați-vă ce... Nu te cred. Oribil arată. Voi vreți să mă faceți aici? Are niște zoaie galbene aici. E ție. Asta e... Să întind așa pe mână. Galbenuș de ou. Da. E să n-ai o alergie mâine pe mâini, ceva n-am așa. N-am decât la polen din asta fericire. Asta ce crezi că este? Galbenuș de ou? Așa, ia, aici gata, o să vedem. Hai să gata, vedem, vedem. Să vedem ce se întâmplă. Hai și ultima. Ușor, ușor. Wow. Deci aici, mare, hai mare grijă. Hai, ăștia-s mari, nene. Aia nu. Băi, dar nu putea să-i omorăți înainte? E, bă, zi, piept de pui. Am nimerit? Oarecum. Piept de pui? E pe de lângă curcan, piept. De ceva? A văzut pieptul de pui, dar nu-i chiar el. Ai văzut-o cum ați băgat. Gata, ăsta ce-o fi, o fi. Da. Ce-o fi, o fi, nu mai era, dar contează. Deci? Ia uite. Ah, ce e asta? Nu este aficatul? Ce e? Fica de porc? Da? Aici ai... Ai merit? Ce sunt astea, Cristina? Nu știu ce sunt astea. Hai mă, sărit. Habar nu... Aici arată și ar cer. Nu știu, nu vreau să fac o capă. Bine, și eu le-am... Udulii! Udulii, a, perfect.
ca să n-aș te scoată... N-aș fi ghicit niciodată. Am înțeles. Nu le-ai găsit. Da. Ce? Uite, gata, ai ghicit. Doamnelor și domnilor... Da. Doamnelor și domnilor, așa suntem noi, vă dați seama, ne dă drumul la televizor ca să nu ne țină paca, să ne jucăm, dăm foc la instalații. În această seară ne cântă Cristina Vasiu, o piesă foarte frumoasă. Dar înainte, vreau să mulțumesc prietenului meu, Cătălin Manolache, pentru lucrul din seara asta, că te pup și te iubesc tare, tare mult. Îl salutăm și noi și acum te invităm la...